înghețăm, dar trebuie să răbdăm, să întoarcem poporul, să trebuie să ne spus, o-ți că, ei băieți, o-ți că nu, de să ne ducem acasă, zic nu, băieți, zic oameni, băi, nu, trebuie să stăm aici, că dacă ne ducem toți acasă, pe geaba am mai stat atâta timp aici. Noapte cum dorim, dacă răcoare, dar rezistăm că suntem deși ei, parcă rămas așa care mai tare deși ei, mai trecut mai la severă mai lucrat. Seara facem focul la bocică. Deci acolo, la cazanul cel mare. Da, facem acolo focul și stăm toată noapte. Care, dore, care vor să odihnesc, care stau toată noaptea și pun pe foc și stau la bocică, la cazanul cel mare. Mai răci, dar ne aduce, avem lemne, avem, mai adus niște sope de astea. Dar pe lemnele și sobele nu le aducem în cort, nu? Păi sunt în corturile astea mare pună asta și ne ducem, mai încălzăm, mai facem focul la butoaiele astea, mai facem căduleacă, mai... Și nu, avem platume, avem saci de dormit, nu-i frig. Deci noaptea nu-i frig, nici atunci când au fost înghețuri? Nu. No. Cât credeți că rezistați? Până la urmă. Cât ar fi o lună, două, trei, patru, un an, pare bomba să răbdăm, până la urmă. Victoria, așteptăm să iei documentele schelete pentru popor. Când poporul ar spui că suntem noi, atunci dăm și sfârșitul. Sunt sajii ăștia care cu limba rusă spalne mișcă. Știi ce asta? Da. De când s-au pus corturile, noi suntem aici pe loc. Nu se întâmplă să înghețați în corturi? Nu, condițiile sunt foarte bune. Avem pătre electrice. Pianoplast avem de desubt. Da, astea au fost de la avem început? Avem plapume, ce anume? Cu pături electric, pianoplast? Nu, deodată de la început păturile încă nu erau, pentru că temperatura era destul de normală, nu era fric. Cum aleac s-a început arăși, au venit păturile electrice. Deodată erau matras da, la da, deodată erau est la altele. Da, da, da. Dacă vezi electricitatea. Deci văd că-s cabluri. Sus vine electricitatea, fiecare... Deci fiecare cort are încălzire, înțeleg? Are electricitate. Deci asta e salteaua care se încălzește. Salteaua și pentru iarnă rămân aceleași corturi sau o să fie de altele? Nu pot să vă spun. În orice caz, e foarte cald acum, la momentul trebuie. Deci când a fost minus 0 grade foarte, atunci? Foarte, foarte cald. Noi dormim ca acasă, îmbrăcate în pijamale. Așa cum se doarme un om normal. E bine, e cald. Cât plătiți lumina? Noi nu plătim nimic, nu știu. Deci totul organizatorii. Da, tot e organizat, tot noi nu înghețăm, mâncăm la timp. Absolut, e tot normal. Spuneați că e de încălzit, nu? Rolul și statutul său sunt fundamentate printr-un articol, articolul 133. Trecem la varianta de iarnă, sunt amenajate corturi pentru iarnă. Corturi din astea militare, văd. Corturi militare, anume... Dar din ce resurse? Din resursele care sunt acumulate de la revoltătorii situații care sunt astăzi în țară, de aceea sunt... Dar cine sunt cetățenii Republicii Moldova care sunt nemulțumiți... Deci la oamenii revoltați. La oamenii revoltați și trece astăzi Republica Moldova. Acele acum sunt instalate.
Sau deja sunt funcționale? Funcționale, se instalează, ia uitați să vedeți supra, până ies fum, mai am uitați frumați. Și cu ce ard? Cu lemne? Uh-huh. Și lemnele de unde? Lemnele sunt diferite modalități de procurare, de donare și...